Bună ziua, sunt Cătălin Condruț și vă prezint știrile Mediafax. Deficitul bugetar de anul viitor ar trebui să fie în zona cifrei de 3%, spune Dan Barna. Liderul USR vine în contradicție astfel cu liberalii care au propus un deficit de 3,6%. PSD ar putea sesiza Curtea Constituțională după asumarea răspunderii guvernului. Președintele partidului spune că două dintre legile asumate de executiv sunt deja în dezbatere parlamentară. Procurorul general și-a declarat susținerea pentru desființarea secției pentru investigarea infracțiunilor în justiție. Bogdan Licu spune că opțiunea Adinei Florea de a renunța la procedura de numire este o opțiune personală, la fel ca și pensionarea. Traficul din centrul Alexandriei a fost blocat astăzi de o turmă de oi. Cele câteva sute de animale au fost filmate de un localnic și au devenit virale pe internet. Trei oameni au fost răniți după ce cea mai mare navă a flotei ruse a luat din nou foc. Portavionul Admiral Kuznetsov a fost cuprins de flăcări, iar cea mai probabilă cauza incendiului este încălcarea regulilor de siguranță. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră vă sunt oferite de agenția Mediafax.